Unde sunt? Oh my god, de ce ninge și... Mă, ce? Sunt... De ce sunt bebe? Sunt bebe cățeluși, adică bebe lup, teoretic. What? De ce sunt bebe? Mă, ce? De ce? Cum am ajuns aici, în primul rând? Fraților, nu înțeleg ce se întâmplă. Oh my god, ce și noapte, nu e bine, o să vină monștri. Oh, nu, mamă. Plouă, fraților. Oh my god, nu e bine deloc. Deloc, deloc nu e bine. Oh my god, păi și ce s-a întâmplat, dar unde sunt, unde e orașul? What ce e aia acolo? Ok, e o, pare că e o căsuță, oare o fi a unuia dintre oamenii din orașul nostru sau sper sincer să fie a lui Habarama lui Insanity sau a lui Silent sau a lui Zasami sau oricui ca să poată să mă ajute că nu mai suport. Unde sunt, că nu știu unde mă aflu acum. Mamă, și nu pot nici să not prea bine, oh my god. Ok, ia că am ajuns Insanity sau ce... What? Regele Lup? Oh my god. Mă, ce? Regele Lup? Mamă, uite crania acolo cu sânge. Oh my god, fraților, nu e bine deloc. Regele Lup, cine ești tu? Oh my god, s-a speriat de mine sau ce face? Ce face aici, cățelușule? Nu ești prea drăguț să fii liberă sărbăticii? Unde ți-e familia? Păi, domnul Regele Lup, ideea e următoarea, că eu teoretic... De fapt, nu știu ce să zic, nu știu Regele Lup unde e, nu știu. Dar ce faci tu aici? De ce te cheamă Regele Lup și stai într-o cămară de-asta? N-are niciun sens. Adică, gen, pot să stau și eu măcar în cămara asta, te rog, până, nu știu, îmi găsesc drumul spre casă, te rog, Regele Lup, te rog. Nu am cum să te primesc aici, este doar locul meu, dar în schimb te pot ajuta să ajungi acasă la orașul de-ai spus tu. Mă, ce, dar n-am zis niciun oraș. Mă, cumva m-a auzit că vorbeam pe drum acolo. What? Dar mă rog, gen, adică, mi-e că mă poți ajuta, cum mă poți ajuta să mă întorc în oraș sau ceva, că chiar aș vrea sincer să mă întorc înapoi în oraș, că nu mai suport aici, nu-mi place, mai și plouă, se face și noapte, poate să vină monștri, nu-mi place aici. Trebuie să-mi aduci niște carne, nu contează de care, nu prea mă simt bine să vânez eu de unul singur. Ok, Regele Lup, poți conta pe mine, dar, mamă, de ce sunt bebe în primul rând, de ce sunt un bebe? Uite că s-a băgat înapoi acolo, bă, că-l ploua. De ce este timpul să luăm niște cărniță, dar, oh my god, deci trebuie să-i mușc așa, să mușc văcuța asta. Vino, mă, văcuță în coacă, trebuie să iau carne. Vino în coa, n-auzi? Vino, mă, în coa. Așa, perfect, deci avem o carne, nice. Mamă, monștri, deja, uite monștri, fraților, acolo, nu e bine, nu e bine deloc. Vino, mă, oiță în coa, vino în coa, vino în coa, că nu te mai suport. Dăm cărnița ta ca să-i duc la Regele Lup acolo, că el are nevoie de carne. Oare câtă carne i-a trebuit lui, oare, nu, zombie, nu e bine. Oh my god, nu e bine deloc. Trebuie să văd pe unde să fac rost de carne, că nu e bine absolut deloc în locația asta pe aici, că sunt numai monștri. Ok, am adus niște carne, a durat puțin să mă și ferez de foarte mulți monștri, așa că Regele Lup, te rog, spune cum mă întorc acasă, te rog, te rog, Doamne, că trebuie să ajung la el. Regele Lup, Regele Lup, uite, ți-am adus toată carnea asta, uite, ia-o, ia de aici toată carnea aia, uite, ți-am adus toată carnea pe care mi-ai cerut-o, acum spune, te rog, cum mă întorc acasă, te rog. Mersi mult, acum că tot ți-ai dovedit încrederea, îți pot spune secretul meu. Păi, ce mă, dar nu am nevoie de secretul lui, că azi că mă învață cum să mă duc înapoi în oraș, nu am nevoie de secretul tău. Ei bine, eram regele tuturor lupilor, dar am fost deturnat de un lup misterios care sunt sigur că a trișat în bătălia finală cu mine. Este ascuns în pădure și el este liderul haitei acum. Mă, ce? Ce ai zis, un lup misterios? Și l-a bătut în bătălia finală, regele lup. O să pot să fac ceva pentru tine, dar promiți că mă aduci înapoi la orașul meu, pentru că nu-mi place aici efectiv deloc, Regele Lup. Spune-mi, gen, dacă o să te ajut să batem acel lup misterios, o să mă întorci, te rog, în oraș, te implor să-l bați, ha-ha-ha, tu nu știi cu cine te pui. Regele Lup, cred că el nu știe cu cine se pune, pentru că eu am niște abilități foarte, foarte secrete, deci ce zici de acest... trade, cum s-ar spune, adică gen de acest schimb, pentru că eu unul chiar sunt dispus să te ajut să-ți revendici tronul și eu să mă întorc înapoi în orașul meu, ce zici de asta? Ok, sunt de acord, când îl găsești mă anunți și o să te aștept la arena lupilor, îmi pare rău de tine că o să pierzi, ce mă, dar mulțumesc că ai încercat oricum! Fraților, apăsați repede pe butonul ăla de like acolo ca să îi dovedim regele lupilor că nu o să pierdem bătălia, gen, el chiar crede că o să pierd bătălia cu un lup misterios, deja că e în pădure, ce bănuiesc în pădurea aia de acolo. Acum scopul nostru este să-l căutăm pe regele, adică nu regele, teoretic lupul ăla misterios, care teoretic acum este regele lupilor, dar mă gândesc oare cât o să ne ia să-l găsim, că gen mă gândesc că o să dureze ceva timp până-l găsim.
Dar a zis să-l anunț când e și el o să mă aștepte acolo, cred. Oh, nu, e noapte full. Nu-mi dau seama unde poate să fie. What? Ce? Îl vedeți și voi pe ăla? Ia uite! Cine e ăla? What? Fraților? Ăla cumva e lupul? Ia stați așa. Uite-l. Oh my god, uite că nu mă vede. Mă, ce? Ce face mă acolo? Alo, cine ești mă tu? Ce faci aici? Ce fac? Omor oamenii ăștia că nu merită nimic. Adică de ce omor oamenii? Ce-i cu ei? Mă, ce câinii trebuie să fie mai prost decât câinii de ochii oamenii. Așa, și ce? Nu trebuie să-i omor. Lasă-i în pace, că au și ei viață. Răule, păi nu mai da-n ei. Nu mai da-n ei. Auzi, deci tu cumva ești acum liderul lupilor sau? Spune-mi. Da. A, deci tu ești ăla despre care mi s-a vorbit. Deci, știi ce mi s-a spus mie despre tine? Că ești un laș, că ești un fricos și că ești foarte slab. E adevărat ce mi s-a spus sau nu? Nu. Deci, eu acum, deloc. Dacă o să te provoc la o confruntare pentru tronul lupilor, ce zici de asta? O să te bați sau nu? Hai, spune. Ce mă? Tu, piticanie. Eu, piticanie. Mă, tu la cred că luptă, nu știi, tu cred că nu știi cu cine te pui, deci tu nu știi cu cine te pui. Mai piticanie, ce te pui cu mine? Nu vezi că sunt de trei ori mai mare decât tine? Doamne, uite ce zice el. Păi și mă, ce dacă ești de trei ori mai mare decât mine? Să vezi și o să te bat în arena acolo și o să iau tronul doar pentru mine, ai înțeles? Eu o să fiu regele lupilor, nu tu, urâtule. Oricum ești foarte slab, adică am bine, înțeles, hai, am accept. Înțeles că tu trișezi sau ceva. De ce trișezi în bătăliile no, de arena? Nu trișez. A, nu trișezi. Hai, mereu foarte unde, corect. Unde e arena? Hai, du-mă la arena și să ne batem acolo. Vino încă. Hai, mamă, de-abia și să te bat. Să vezi și o să te bat. A, era greșit partea, săracu. Ce, uite, mă. Uite aici, e... What? Mamă, câți oameni sunt aici, adică câți lupi, de fapt, nu oameni. Aici e ringul, da. Oh my god. Mă, ce zici, mă, tu acolo? Ce să mă bați, mă, tu? Ce să bați? Tu chiar gen... Doamne, deci nu înțeleg. Ăsta cred că bănuiesc că e tronul tău ăla, nu? Sau? Da, e tronul meu. Tu, doamne, da, ce să-mi placă să stau aici. Dă-te, da, mă, de pe tronul meu. Ăsta e tronul meu, dispar de aici. Pleacă-mă de aici că n-ai ceva. Mă, nu mai da, mă, în mine. Ia uite, e nebun ăsta. Mă, tu chiar vrei să dovedesc că efectiv o să pierzi tronul ăsta și tot tronul o să fie doar al meu? Ia, da, vreau să văd. Hai atunci, hai să ne batem. Deci asta e arena despre care mi-ai spus tu. Da. Mă, toți fanii ăștia cred că sunt aici pentru mine, gen, că o să vadă ei cine o să câștige. Da, vezi, toți pentru tine, toți sunt cu spatele. Doamne, ți-l chiar crede că... Ce mă ala acolo? Ce mă? Cine? Oh my god! Ok, revin. Mă, ce, regele lupilor? Ce cauți aici, rege? Nu pot să cred. Ce caută, mă, regele aici? What? Uite, chiar el e! De ce a venit aici? Că poate să-și facă gen... Să-i facă ăla rău ceva. O să privesc și eu bătălia. O să încerc să te susțin chiar dacă știu ce se întâmple. Succes, regele lup. Crede-mă, o să câștig tronul ăsta și o să devii rege înapoi, pentru că, sincer, cred în tine că tu erai un rege bun și, sincer, chiar îl văd pe ăsta foarte arogant și chestia asta, deci, crede-mă, rege lup, că o să-l bat, de efectiv o să-i sară capacele, deci nu o să știe ce să-l aștepte, mamă, ia vino, mă, tu încoa, aici, pregătit să-ți iei bătaie, mă, urâtule, zi, ești pregătit să-i bătaie. Nu, cred că asta e întrebarea mea, de fapt. Ce, bă, doamne, mă, deci eu o să te bat pe tine, o să sară capacile, efectiv, tu vezi, toți lupii ăștia care s-au adunat aici pentru mine, efectiv, uite, mă susțin toți, ia uite ce mă susțin toți. Da, sigur. Aha, deci, tu chiar de-abia și se bat, ia zi, vrei să ne batem, adică, de fapt, care sunt regulile, că eu nu știu exact regulile, că eu sunt efectiv un bebe care hai să nu te nu sunt bată. Reguli. Păi și e doar o singură bătaie sau sunt mai multe, cum funcționează? Doar una și cu pumnii, cu okay, ce avem aici. Ok. Bine, mă, lup misterios care ești tu, cred că, sincer, o să te bat în ultimul hal, ai înțeles? În ultimul hal am să te bat. Mă, ce? De ce zi? Ce? E ca să vezi tu ceva. Cumva tu ai făcut? Da, păi, ca să vezi tu ultimele clipe. Aaa, să văd soarele, mă, chiar că bine zici, sincer. Zi, mă, ești pregătit să te bat? Tu crezi că... Da, deci, hai. Tu chiar crezi că o să pierd. Hai, dai startul sau cum facem? Dai eu startul că eu sunt șmecher. Bine, că dau start. Dă-i tu startul. Aha, deci vrei să dau eu startul? Bine, hai. 3, 2, ești pregătit să-i bătaie? 1, haide. Ești pregătit, da. Vino, mă, tâncoa, mă, urâtule, mă, câine urât ce ești. Mă, câine urât. Oh my god, nu. Oh, nu, nu e bine, nu. M-a prins la colț. Nu. Pleacă de aici, pleacă. Pleacă, mă, de aici, piticane, ce ești. Mă, o să pierzi, n-auzi că o să pierzi, efectiv o să pierzi. Da, fix. Nu vezi că te muzi din tine. Nu vezi că deja nici măcar nu m-ai atins.
Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nu, 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 mai am câteva inimi. Bă, ăsta chiar mă bate. Oh my god, te rog, câtă viață mai are, mă? Unde fuge, mă? Băi, vino, mă, încoa, vino, mă, încoa, urâtule, vino, mă, încoa. Hai, ești pregătit? Mă, tu, tu, câtă viață mai? Doamne, nu vreau să zic, nu vreau să zic, mai am 8 inimi, 8 inimi mai am. Viață mai. O să pierd tronul. No. O să pierd tronul, l-am bătut. Oh my god. Ia uite că i-am luat corpul. Oh my god. O să fie tronul doar al meu, efectiv. Uite corpul aici, rege, l-am bătut, bă, l-am bătut până în sferitul ăsta. Rege, unde ești, rege? Ia uite, rege, ce am făcut pentru tine. Deci acum l-am bătut pe ăsta misteriosul ăsta, ciudatul ăsta. Și ia uite, i-am adus corpul, uite corpul aici. Ești fericit că am reușit să-l baci acum? Poți să ții tronul înapoi, pentru că bineînțeles că e genial, n-am nevoie de tron. Eu doar vreau să-mi spui cum o să mă întorc acasă, pentru că chiar vreau să mă întorc acasă de urgență. Uite corpul aici, n-am, mă, era un laș. Ăsta era cel mai mare slab pe care ai putut să-l vezi vreodată, rege. Oh my god, nu cred, chiar l-ai bătut. Wow, mamă, chiar l-am bătut, da, exact. Nu înțeleg cum ai reușit, îți mulțumesc foarte mult, înțeleg că vrei să te întorci în oraș, dar nimeni nu ar face așa ceva pentru mine. Oh my god, regele lup, efectiv acel tron este doar al tău, rege lup, nu mai ai tronul nimănui, acel fal sau cine era ăla a fost doborât de către mine, bineînțeles. Așa că acum poți să-ți iei tronul înapoi și sincer sper să-mi spui exact unde era casa, adică să nu dai țeapă sau ceva, că poți să mă supăr grav. Apropo, ia asta, mă, ce? Ce-i asta? What? Mi-a dat un trit de cățeluș. Oh, păi și-a dacă-l mănânc? What? M-a întors la forma mea normală. Dar cum eram bebe, că nu? Înțeleg, mă, ce? Ce, cine-i ăla? What? Alo? Ce faci tu pe tronul regelui? Ce faci, mă, tu? Cine ești? Ce vrei? Dispar de aici. Ce faci pe tronul regelui? Tu ești, mă? Tu cumva erai un fals? Deci tu te-ai prefăcut om în tot acel timp? Oh my god. Păi da, chiar tu cum poți vorbi? Păi nu contează cum pot eu să vorbesc, că eu sunt un câine mai special, dar e prefăcut efectiv un câine ca să iei tronul. Uite, ăla e regele real, ăla de acolo de pe munte, ăla e regele real, nu tu, lașule ce ești. Efectiv un om vrea să ia un tron pentru un... Deci eu nu pot să înțeleg cât de josnic poți să fii, băi, tu urâtule. Tu chiar vrei, gen, dacă îl pun pe câinele ăla pe tine, o să te nimicească, ai înțeles? Să sperăm că nu. Păi nu că să sperăm că nu, că am înțeles că tu l-ai bătut prin niște mijloace foarte urâte și acum am înțeles că tu aveai putere de câine. Ia stai așa puțin că o să-l pun eu pe tine. Rege, 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 am aflat ceva. Oh my god, rege, deci nu o să-ți vină. Uite că încă e acolo ăla. Rege, deci efectiv lupul ăla care te-a bătut pe tine nu era real, era efectiv un magician care s-a acostumat sau ceva gen, pur și simplu a devenit un lup foarte puternic și a încercat să te bată și de-aia a luat tronul, pentru că el nu era un lup real ca tine. Era un fals? Cum adică câinele ăla era de fapt un magician nebun? Da, exact, 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 era un magician nebun care acum gen l-am bătut și a dezvăluit adevărata formă, pentru că el apare nu a murit de tot. Rege lup, ce ne facem, gen, what? Acum are sens de ce m-a bătut, dar cum ai reușit tu să-l bați? Da, mă rog, mă întorc pe tronul meu, mulțumesc încă o dată. Nu e nicio problemă, rege lup, mă bucur că am reușit să te ajut și acum sper că o să mă ajut și tu să mă întorc înapoi în oraș. Da, gen, are dreptate aici, că gen, eu teoretic și eu sunt om, dacă știi ce zic, adică are sens, nu? Ia uite, fraților, și-a recăpătat tronul, bă, așa, da, uite, regele lup este pe tronul lui, unde ar trebui să fie, bineînțeles, pentru că el este regele real, nu falsul ăla, care era efectiv un magician nebun, nici nu știu sincer ce era. Mulțumesc încă o dată, e timpul să te ajut, bă, că bine zici. Ce facem ăsta? Da, ăsta e regele, dar ce faci? Ăsta ce este? What? Oh my god, rege lup? Mă, la... Oh my god! Fraților, l-a omorât din prima gen. I-a dat o singură bucată. Rege lup? Cum ai reușit? What? Doamne, i s-a dus și corpul. I-a mâncat corpul. Rege lup? Nu înțeleg ce ai făcut aici, dar cum l-ai bătut halul ăsta, săracu? Suntem foarte puternici... Suntem foarte puternici împotriva oamenilor, nu au nicio șansă împotriva noastră, dar acum e timpul să te duc înapoi în orașul tău. Mulțumesc foarte mult, rege lup, și din nou mă bucur că te-am ajutat să iei tronul înapoi și sper ca toți cetățenii ăștia ai tăi, gen, mă rog, cetățeni, așa le zic eu oamenilor mei, dar sper ca toți acești lupi din haita ta să înțeleagă și că tu ești adevăratul rege. Așa că ai, te rog, du-mă înapoi în oraș.
Doamne, dar cum aș o regele lup să ne aducă înapoi în orașul nostru? What? Mulțumesc, regele lup, că m-ai adus înapoi în oraș și cum ți-am spus, sper să ai un tron fericit sau cum s-ar spune, nu știu exact cum se spune, dar mulțumesc încă o dată și sper să ai o viață frumoasă în acest oraș. Mersi la fel, regele lup, și o să-ți rămân mereu un recunoscător. Dacă ai nevoie de ceva vreodată, știi unde să mă găsești. Regele lup. Perfect, și la fel și tu, dacă ai nevoie de ceva, știi unde să mă găsești, adică cred că ți-am dovedit că sunt foarte puternic și eu ca un lup și gen aș putea să iau tronul când vreau, dar nu o să fac asta pentru că eu am o altă treabă în orașul ăsta, așa că la revedere, rege lup. Mamă, sincer, chiar o să-mi lipsească regele lup, adică chiar mi-a plăcut, a fost tare, sincer, e tare, mai ales că acum ne-am făcut un prieten. Mamă, de-abia știu, deci o să fie prea tare în orașul ăsta, fraților. Uite-l pe Ștefan. Mă, ce faci ăsta aici? Salut! N-am cartea să vorbesc cu el! Salut, ce faci? N-am carte, bă! Ești fericit? Sunt foarte fericit! Yeee, cel mai fericit că m-am întors înapoi în oraș, l-am salvat și pe regele lup, sunt efectiv cel mai fericit. Ai o carte cumva? Ia să vedem. Vreau o carte, uite că dau cu pumnul, vreau o carte, dă-mi o carte! Dă-mi o carte! Imediat. Da, dă-mi o carte! Stai cam pe aici, prin rafturi. Aia, adun, ca să pot să comunic cu el că, mamă, deci de-abia aștept să-i spui și lui multe, pentru că știu că el a fost foarte fericit că l-am ajutat când am fost câine de protecție și 100% o să-i placă și când o să-i spun povestea asta. Așa că, fraților, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like, că mă aștept aici foarte, foarte mult. Ia să vedem, o să-i spunem exact așa, ia! Deci fiți atenți, fraților, am o poveste foarte lungă de povestit. Am bătut un rege lup, am salvat un oraș, o haită a strigat numele meu. Deci o să fie o seară lungă și dăm așa cartea, ia de aici, Ștefan. Chiar o să-i placă, sincer, povestea asta, adică sincer nu mă îndoiesc că o să-i placă, pentru că cui nu i-ar plăcea, fraților, adică ai bătut un revoat, un rege lup. Efectiv s-a întâmplat mult, ai prea salvat multe. Ai salvat un oraș, o haită a strigat numele meu, deci o să fie o seară lungă. Da, exact, Ștefane. Te felicit pentru mersi, asta. Hai de sus. Și hai să-i povestim totul. Dar oamenii din orașul ăsta i-a ajuns pe toți. Da, exact, exact. Ia un loc aici, îi scriem ia un loc și e timpul de poveste. Hai, ia un loc aici, Ștefan, ia un loc pe ăsta aici și o să-i povestim tot ce s-a întâmplat. Nu uitați, fraților, să vă și abonați pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și e timpul să-i povestim lui Ștefan tot ce s-a întâmplat și pe la următorul episod, fraților. Și pa, și pa!